al lui Dumnezeu să fie toată slava, cinstea și gloria. Amin. M-am propus în dimineața aceasta să fiu tare, să nu plâng. Nu plâng, că am fost speriat de moarte. Spunea soția mea cuiva, după ce Domnul Iisus a schimbat inima mea de teatră. Stau de 18 ani cu soțul meu și nu l-am văzut plângând niciodată. Însă când a venit un doctor la mine și mi-a zis, e sfârșit de viață, îmi țin numele, minte numele. Însă a venit unul după el și a spus, nu-i sfârșit de viață, e început de viață. Și numele aceasta nu o să-l mai uit, se numește Iisus. Aș vrea să vă spun în câteva cuvinte cum a fost chemarea mea de la moarte la viață veșnică, la Iisus. O să vă spun căci Iisus a bătut de multe ori la ușa inimii mele, să eu m-am petrit și n-am vrut să înțeleg nici într-un câmp. Până când El a pregătit un an, o zi și un ceas și a zis până aici. Se întâmpla anul acesta între Crăciun și Revelion, când dintr-o dată am început și am acuzat niște dureri mari de burtă și m-am dus cu soția mea la urgență. La urgență m-au băgat la ecograf, m-au făcut analize și mi-au zis, ți sunt intestinele greunate, îți dăm ceva soluție, îți dăm ceva și să elimini și vei fi bine. M-am dus acasă, dar durerile erau tot mai mari. După două zile m-am dus din nou la urgență și din nou m-am băgat la film, la analize de sânge și mi-am spus, intestinele țin spline, îți dăm ceva mai tare, să elimini și du-te acasă că vei fi bine. Din nou m-am dus acasă, dar n-am mai rezistat numai o zi. Când pe la miezul nopții, durerile erau așa de mari. Nu m-am plâns în viața mea de dureri, n-am știut ce-i durerea. Mi-a plăcut să fac culturism, am făcut 20 de ani de culturism, eram tare, n-am știut ce injecția, n-am știut ce durere în viața mea. Însă durerile erau atât de mari, că stăteam înduit în două. Am făcut temperatură mare, început să negresc, nu știam ce-i cu mine. M-am dus de voi la urgență și când m-am văzut, așa este procedura a treia oară, te internează. M-au internat și a doua zi dimineață m-a băgat la un scanner să vadă despre ce vorba mai mănunțit. Și când m-a băgat acolo, așteptam în cameră să vină doctorul să-mi spună despre ce-i vorba. Îmi făceam tot felul de iluzii cu soția și ziceam, poate-i fierea. Auzisem de la cineva două, trei zile și scap, merge acasă. Însă a venit doctorul la mine în cameră, mai stăteam cu un pacient în cameră și era acolo vizitator la el și mi-a zis, tu cu soția ta trebuie să vii cu mine în birou. Și trebuie să stăm de vorbă. Ne-a așezat un scaun. S-a pus pe scaun cu rotile, a venit spre mine, s-a uitat în ochi la mine. M-a întrebat, câți ani ai? I-am spus, 38. M-a întrebat, aveți copii? Soția i-a spus, 4, le-a spus și vârsta. Doctorul acela a început să aibă lacrimi în ochi. Și mi-a zis, omule, e o problemă mare cu tine. Ai o infecție mare în corp. Și să spun ce înseamnă infecția aceasta. Este cancer. Mi-a tăiat picioarele. N-am vrut, mi s-a părut că n-am înțeles bine. Și am spus că ce? Mi-a spus e cancer. Dar cea mai mare problemă este pentru că este cel mai agresiv dintre cele mai agresive canceruri. Și mai bun ca atât. Era deja metastază, e luptă în gradul 4. Aveam de aici, de la maxilare și până la picioare, plămânul drept plin, sub coste plin, mâinile pline, picioarele pline. În burtă era așa de umflată, când ținea intestinele blocate, aveam turnături de 10 cm cât pumnul. Și mi-a zis, atunci l-am întrebat pe doctorul acela,
dacă fac tratament, ce șansă am să scap? Și doctorul mi-a zis, sunt aici, am 50 de ani, am experiență și mi-a zis, orice vei face, n-ai nicio șansă. Aș vrea, sunt optimist pentru tine să-ți dau, dar nu există șansă pentru tine. Și atunci l-am rugat, i-a spus, vă rog, spuneți-mi, cât credeți dumneavoastră că mai trăiesc? Și el mi-a spus, doar zile sau maxim câteva săptămâni. Soția mea a plâns tare și a zis, nu se poate. Am mers înapoi în cameră. Am stat o vreme acolo petrit, am pus mâna pe telefon, am sunat familia printr-o soră de-a mea care fusese atunci recent la mine și am zis, Ligia, anunță părinții și am spus, ce care se va da, spune să nu mă sune, că nu vreau să vorbesc cu nimeni. Am stat acolo clipă în casă și în cameră și stând acolo și mi-am adus aminte, eram copil, umblam în adunare, mi-am adus aminte că fac parte din familie de creștini. Și Domnul mi-a pus pe inimă să sun pe fratele Călin Boral, timpul și doar ne cunoșteam de câteva ori, n-aveam o relație de prietenie încă. Și pe când l-am sunat, el mi-a zis, știu despre ce este vorba, nu trebuie să-mi spui că m-a sunat tatăl tău. Altă dată, când era mai bine, mi-a zis fratele Călin, m-a sunat tatăl tău și plângea așa de tare. Și zicea că e fratul meu ăla cu suflet bun. Du-te și spune de Iisus. Du-te și spune să-mi pace cu Iisus. Dacă m-a venit să nu piară și sufletul lui. A venit fratele Călin acolo și mi-a zis, omule, trebuie să te împaci cu Dumnezeu, că nu este altă scăpare și nu știi. Poate Domnul te va scăpa și de aici. Mi-a spus, trebuie să te mărturisești de toate păcatele tale, ca și Domnul să te poate ierta. La pe care lui de acolo m-am pus cu el pe genunchi, m-am rugat. Dar vreau să spun că n-am știut să mă rog. Am stat împetrit. După ce a plecat toată lumea de acolo la mine și soția, am rămas singur. De data aceasta am venit pe genunchi înaintea Domnului și am plâns și m-a recunoscut și am știut că sunt păcătos, de aceea Domnul îngăduise. N-am putut să spun înaintea lui Dumnezeu, ca omului Dumnezeu, adă-ți aminte de mine, Doamne, ca o bladă pe cărările tale. Însă mi-am adus aminte de un om care stărea pe marginea drumului și auzit, era bolnav și auzit că trece Iisus pe acolo și am strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și n-am știut să cer nimic decât milă din mâna lui Dumnezeu. A doua zi l-am sunat pe fratele Dorin, îl cunoșteasem de mult, că sunt de multe vreme aici, l-auzisem de câteva la fel și Domnul mi-a pus pe inimă și l-am chemat să mă mărturisesc și el mi-a spus, oriunde va fi nevoie, ori în spital, ori acasă, mă sun și vin. Am făcut în săptămâna aia tot felul de analize, probă de os, m-au dus la Luven, acolo făcea tot felul de, că erau mai avansați în tehnologie. Și mi-a spus, doctorul, te las pentru două zile acasă, după aceea o să începem ceva tratament. În timpul acesta nu luasem decât morfină pentru dureri, nu știau să-mi dea nimic. Am ajuns acasă sâmbătă, dar vreau să vă spun că în săptămâna aceea, când m-am hotărât și vreau să mă împac cu Dumnezeu, diavolul m-a chinuit foarte greu. Am văzut în cameră numai oameni negri. M-a chinuit așa mult, mi-aducease tot felul de păcate în inimă, în gând și care le uitasem de ele. Și îmi spunea, tu n-ai cum să te împaci cu Dumnezeu, tu n-ai cum să te ierte cineva dacă cineva spune, te prostește, te minte. Însă Domnul a fost departe, m-a ajuns acasă, l-am sunat pe fratele Dorin, a venit la mine. Venise și fratele meu Moise din Austria la mine. Era un frate care mijlocea foarte mult înainte Domnului pentru mine. M-am dus cu el sus într-o cameră să mă mărturisesc de păcate. Abia am urcat scările, eram deja slăbit, rău. Am pus pe un pat, a stat la căpătuiul meu și mi-a zis, frate, să mi spune tot ce ai făcut. Mărturisește Domnului ca Domnul să te poate ierta și El este Cel ce poate ierta păcatele tale, oricât ar fi de mari. Am spus acolo tot și
după ce s-a rugat pentru mine, Domnul i-a făcut descoperi că am uitat, uitasem un păcat care mă robea rău din copilărie. Însă vreau să vă spun că m-a ridicat de acolo de pe genunchi. Am simțit ca și cum aș da o haină jos de pe mine. Am simțit că era ușor. Nu mi-era mai frică nici că mor și știam că mor. M-a dus pentru mine, doar a durat două zile fericirea și în familie și m-a dus din nou. Pentru mine a început chinul, pentru că începuse corpul să iei apă multă. Boala aceasta te slăbește și când e spre să mori câteva zile, iei apă foarte mult în corp. M-am umflat așa de tare, nici ciorapii nu mai intrat, mă ținea soția câteva zile, numai cu prosoape ude, așa temperatură și umflasem și doctorii nu mai mă lăsau să dorm pe spate. Mi-au rugat furtun să pot respira pe nas și în plămâni era atâta apă, de auzeam cum face gălzie în plămâni. Și doctorul spunea, sper să n-ajungă la inimă. Iar doctorul dar a gătuit. După vreo săptămână, am stat tot așa și într-o noapte a început corpul să-și dea drumul la apă. Mă cântăreau din 4 în 4 ore și când a venit doctorul la mine pe la 11 seara, până dimineața la ora 5 am slăbit 13 kg. Am durat vreo două săptămâni de zile, când am făcut tot felul de analize, mă băgau pe citostatice și după un rând de citostatice am fost așa de bolnav. Dintr-o dată am acuzat niște dureri foarte mari de burtă, mi se umflase burta rău, am negrit, am făcut temperatură și începeam să zbor pe pat. Soția nu mă putea ține apăsat cu mâinile și a sunat pe buton, a venit repede medicii și m-au dus repede la un ecograf. Am venit înapoi în cameră, nu mâncasem nimic de o săptămână, soția se chinuia să-mi bage în gură să mănânc. Și cât pe cât a dat pus, da, doctorii înăuntru, era 4-5 doctori îmbrăcați, pregătiți de operație și aveau haine în mână, o cămașă, și a zis, dați cămașa repede pe el, că nu-i timp de pierdut. Am întrebat doctorul ce se întâmplă și mi-a zis, la ecograf se vede doar că burta ți-e plină de sânge. Ai infecție foarte mare deja băgată în sânge, mai mult ca precis, că intestinele ți-au renunțat. Nu mai rezistă. M-au suit pe un cărucior, pe un pat cu rotile și au început să-mi fugă cu mine pe coridor. Dar de la capătul coridorului auzeam soția mea cu strângă și plângea. Însă vreau să vă spun că după mărturisire nu mai era frică că mor. Așa de bucuros eram și îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, orice se va întâmpla cu mine știu că eu m-am încredințat în mâna Ta. Am început să cânt pe cărucior, Domnule, păstorul meu. Și mă rugam Domnului și nu știa doctorul ce zic. M-a pus acolo pe operație, mi-a băgat un bec mare în ochi. Am văzut pe doctor la capătul meu și mi-a zis, m-a întrebat, acolo nici nu m-a interesat ce îmi spunea. Așa și m-am trezit. Când m-a trezit, el mi-a zis, bine ai venit pentru cei vii. Însă când m-am uitat la mine, eram tot intubat. Aveam 4 furtune băgate în burtă, două pe parte, două pe alta, cosite cu carne, pungi. Aveam un furtun băgat din nas la stomac, nu la plămâni. Pentru că nu mai funcționase nimic în mine. De acolo m-au băgat la reanimare. A durat un chin de o săptămână, 10 zile, foarte greu. Nu mi-au dat nici măcar apă să beau, pentru că nu mai circulase, nu mă țineau numai aparatele în viață. Și Dumnezeu. Însă Domnul m-a întărit și acolo. Nu avea voie să intre doctorii numai cu mască și echipați la mine. Soția lui Alin Borboană, fratele, știe că a fost de câteva ori la mine. Domnul să binecuvinteze că trecea tot timpul pe acolo pe la mine. Era un perete, numai aparatele mă țineau. Dar Domnul m-a întărit și acolo și m-a sunat fratele meu Moise, care mă ducea și în țară când veneam și ne întâlneam în vacanță, din când în când, pot să spun. Mă ducea ca și obligat, când mi-era rușine de el, mă ducea cu el la adunare și tot timpul mă suna și îmi spunea, tu trebuie să te pocăiești, atât am să mă rog Domnului până
el te va întoarce. Și m-a sunat când eram acolo și mi-a zis, cum ești, fratele meu? Și i-am zis, sunt foarte rău, Moise, dar nu-mi pare rău că mor. Mi-e milă de copii, de soție, dar nu mai îmi pare, crede-mă că nu mai îmi pare. Îmi pare foarte rău că nu m-am păcat mai repede cu Iisus. Și atunci, el pe la capătul telefonului le-a strigat cu voce tare, viu este Domnul, că nu vei muri. M-am crezut foarte mult, pentru că a simțit că-i vocea Domnului prin gura lui. Și-a mai durat vreo săptămână și Domnul a îngăduit și am ieșit de acolo. Am intrat înapoi în cameră sus, abia așteptam să ajung în camera mea, unde eram deja de vreo două luni de zile acolo. Putea să vină frații, soția, copiii la mine, treceau zilnic. Mă simțeam un pic mai bine față de acolo. Însă, după ce am mai făcut încă vreo două săptămâni de citostatice, mi-a zis doctorul, cred că te lăsăm acasă pentru două zile. Cred că te lăsăm acasă pentru două, trei zile. Atunci l-am sunat pe fratele Dorin și i-am spus că vreau să mă botez, vreau să iau legământ cu Dumnezeu. El sunase și de acolo, de la Area Animale, și fratele Dorin mi-a zis, stai liniștit că mă interesez tot timpul de situația ta și dacă va fi nevoie, voi veni și în spital, dar poate Domnul va îngădui și vom merge acasă la tine. Așa și-a fost. Când am ieșit de acolo și soția mea a auzit că vreau să mă botez, m-a venit și mi-a spus, nu vreau să te las să te botezi fără mine. Vreau și eu să urmez pe Dumnezeu. A fost cea mai mare bucurie a mea când am putut-o simți. Și în weekendul a venit acasă, a venit să-i întâlnim fratele Dorin și la soția la mărturisire. El n-a putut să vină la botez pentru că vreau să fac botezul duminica. Al meu din țară au venit părinții și n-au ajuns numai sâmbătă cu avionul și a trimis pe fratele Dan Leonte și fratele Sergiu, Domnul să-i binecuvinteze. Am luat botezul eu cu soția mea. Eram singurul copil, la 10, suntem 10 frați, eram singurul copil care n-aveam legământul cu Iisus. Și familia mea era foarte bucuroasă. Vreau să vă spun că și familia mea, din timpa când a știut că sunt bolnav, au ținut post pe curbatul mei de la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ascultat. Dar din nou, pentru mine, clipe cele de fericire cu frații s-au gătat. Din nou luni am început la spital. Începuse din nou să-mi bace citostatice și eram foarte bolnav. Dar nu mai mă temeam de nimic, eram așa de fericit. Când cântam Domnului și citeam Biblia fiecare zi și mă bucuram cu Iisus. Nu mă împăsea, nici nu știam că ce boală mai am, nu mă interesa. Și m-a rugat Domnului și i-a spus, Doamne, te rog frumos, Doamne, te rog, botează-mă și pe mine cu Duhul Tău cel Sfânt. S-a întâmplat la 12 zile după botez, când într-o noapte cântam și mă rugam Domnului și am început să vorbesc și să cânt în limbi străine, în limbi cerești. A doua zi e tot așa și următoarea așa, noaptea în continuu, a doua noapte și țineam mâna la gură și nu puteam opri și cântam în limbi cerești. A fost o bucurie care nu pot să descriu în cuvinte. De bucurie am sunat câțiva frați, sunat pe fratele Călin, pe fratele Moise, pe câțiva să mă să se bucure cu mine, părinții, de care l-am sunat pe fratele Dan Leonte și pe el să-i spun. Și când i-a zis, frate Samuel, aseară am fost la un cer de rugăciune cu fratele Dorin. Așa bucurie am petrecut că s-a coborât cerul aici. Și la rugăciunea de bolnav te-a pus înaintea Domnului. Și un vas al Domnului a avut o lucrare și a zis, în noaptea asta voi vindeca un suflet de cancer. Nu știm unde va fi voia Lui și când. Dar eu mă credeam în mâna Domnului. N-a durat vreo două zile. Și din nou am acuzat o durere de burtă. Și când am acuzat durere de burtă, din nou m-a dus la ecograf repede să vadă ce-i cu mine. Că cum mă dorea ceva, cum fugea, că era frică la doctor. Și când m-a dus la ecograf, m-a rugat, Doamne Iisuse, mă durea burtă rău. Nu îngădui să ajung înapoi la Area Animale. Doamne, te rog, nu îngădui.
Mă mărturisesc înaintea Domnului că durerea mea a luat cu mâna, nu mai m-a durut nimic. A venit înapoi în cameră și așteptam să vină doctorul să ne spună despre ce este vorba. Când a venit doctorul înăuntru, doctorița care se ocupase tot timpul de mine, când a venit doctorul înăuntru, mi-a zis, nu ai absolut nimic, dar marea mea mirare este că ce mi-au spus cine ți-au făcut ecograf, că nu mai ai ganglionii în burtă, nimic nu se mai vede. N-am știut ce se întâmplă, zice, s-am făcut programare din nou la Luven, să-mi spună ei despre ce este vorba. M-au trimis înapoi acolo. După 4 zile au venit rezultatul și a venit doctorița în spital și mi-a zis, tu ești cazul miracol, nu ne vine să credem. Mi-au trimis foi și au spus, nici măcar celule cancerizoase nu mai ai. Ești ca un copil. Am mulțumit Domnului. Și din nou, nu le-a venit să creadă. M-au lăsat acasă o săptămână, văzându-că-s bine, și m-au trimis din nou la Luven. Am plecat de data aceasta cu mașina, mă simțeam bine, parcă nu eram nici bolnav. Am plecat și a venit apoi, m-au chemat, m-au internat din nou, după o săptămână, venise doctorița înapoi cu foile, m-au pus în facă, mi-au făcut, m-au băgat la scanner mare și mi-au făcut fiecare piept, mâini, tot separat. Din nou a venit doctorița și a zis, nici măcar celule nu mai ai în tine. Nu mai există gram de nici urmă de boală. Avea să fie numai două luni jumate de la când primul doctor mi-a zis că n-ai nicio șansă. Nu le venea să creadă. Însă chinul meu n-avea să se ghete aici, pentru că Domnul cred că avea încă să mai iartă scura după mine. Și doctorul m-a mințit, pentru că mi-a zis, mai durează-vă 2-3 săptămâni, nu te las acasă până nu gătăm tratamentul până la capăt. Și vreau să vă spun cine a fost la mine și că a mai durat încă 2 luni de zile de chin. Și am îndurat mai multe decât a fost până acum, nu pot să vi le spun pe toate. Sclăbisem de la 115 kg până la 60, soția mă ținea ca pe un copil, în dus să mă spele, nu puteam nici să mă duc. Dar Iisus, pentru că doctorița mi-a zis atunci că scăpi rapid, dar și după aia mi-a zis, acum ai luat cele mai tari citostatice care există, dar dacă spuneam, nu le luai. Dar Domnul Iisus a dus și ziua aceea, când a potolit furtuna. Pentru că era deja în barca mea. Mi-am adus aminte de ucenici cum stătea cu Iisus în barcă. Și când au fost speriați de moarte, a strigat către Iisus. Și Iisus i-a salvat. Dar mă întreb dacă nu era Iisus acolo, poate periau. Dacă în barca vieții tale îl ai pe Iisus, să nu te temi. Dar dacă nu l-ai pe Iisus, te mai de tine. Pentru că spune Roman 2:15, mă duc și de milă de cine vreau să mă duc. Dar eu spun, dacă ești astăzi adunare, și încă ai mâini, ai picioare, poți să vezi și poți să muncești. Înseamnă că mila lui Dumnezeu este mare pentru tine. Și nu sunt pe tine inima astăzi. Aș vrea să închei aici, poate m-am răpit încă prea mult timp. Nu înainte de v-am mulțumit întregii biserici pentru căldura cu care ne-ați primit. Am pierdut poate 10-20 de prieteni care nu erau numai prieteni de pahar cu mine. Și am o bucurie nespus că mai am atâția frați care mi-au vizitat cu atâta căldură. Cu atâta căldură. Pentru, nu în ultimul și pentru efortul vostru financiar, Domnul Iisus să vă răsplătească. Și mă rog pentru voi ca Domnul Iisus să mă asculte ziua de cazului vostru. Amin. Amin. Amin.